Dragi prieteni, din nou traversăm fluviul Saint-Laurent. Avem aici în partea din față spărgătoarele de gheață, când va fi gheață. Fluviul. Venim de la copiii noștri. Un alt traversier. Vapoarele de ieri. Mai vine și altele. Se au zgomotele motoarelor. Mașina pe care suntem se numește traversier. De la noi la Sâmbăteni se numea Brod. Nu știți ce e la Brod. Mureșul era foarte gust. Vine după noi un spărgător de gheață. Remorche. Au ieșit gâștele sau rațele sau ce l-a pescuit. Un alt traversier. Traversierul de ieri. Armand Imbo. Noi acolo trebuie să ajungem. Acesta este fluviul Saint-Laurent. După mine cam are cam un kilometru și ceva de larg. 30 și ceva de metri de adânc. Vaporul are cam 100 și ceva de metri de lung, cel de în față. Încă unul. Și încă unul. Și încă unul. Capitan acolo în cabină nimeni nu-i pasă, e cald. Florian stă aici și îngheață de frig în aer ca să filmeze. Dar nu contează. Pe undeva în această direcție sunt nepoții și copiii noștri. Traversarea durează cam 7-8 minute. Se ocupă cu oțelul. De aici pe apă în sus se ajunge la Montreal. Suntem cam la mijlocul fluviului. Acolo trebuie să ajungem. Drapelul Canadei. Bate vântul. În mașină avem un cuț. Vapoarele. Motoarele.
destul de rece. Afară temperatura este minus 4, minus 5 grade. Acostarea. Se apropie. Pornesc motoarele, cine știe ce elice au de sub. Puteți de gheață. Zi plăcută, vă dorim un an nou fericit. Domnul să fie cu voi cu toți. Bye bye.